Bună ziua și bine ați venit pe canal! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de mic dejun foarte ușor și repede de pregătit. Aveți nevoie de 4 ouă, o ceapă mică spre medie, aveți nevoie de brânză, adică cașcaval, telemea, orice vă place, și pentru un gust în plus, niște condimente. Eu am folosit busuioc, frunze de pătrunjel, oregano, puțin piper, leuștean și cimbru. Dacă folosiți telemea, este puțin sărată, nu vă recomand să mai puneți și sare. Vom începe prin a pune ceapa la prăjit. După ce uleiul s-a încins, adăugăm ceapa. O lăsăm să se prăjească, având grijă să nu se ardă. Mestecăm. Între timp, până se face ceapa, noi vom începe să batem ouăle. Vom adăuga, după ce le-am bătut, vom adăuga și brânza peste. Vom adăuga și condimentele. Și le amestecăm pe toate. Peste ceapa gata prăjită, vom adăuga compoziția. Și vom amesteca continuu. Amestecăm. Amestecăm până vedem că s-a făcut oul. După ce vedem că s-a făcut oul foarte bine, vom opri compoziția. Așa arată rezultatul final. Puteți să o serviți cu o salată de roșii proaspătă sau cu murătură, cu orice vă place. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare.